Salut prieteni, eu sunt Mihaiță și bine v-am găsit fraților la un nou super episod, iată revin după o pauză de două săptămâni, aproape trei săptămâni revin cu un joc absolut superb. Din păcate nu am mai postat ceva o perioadă din cauza unor probleme, dar în fine asta nu contează, revin acum cu un joc foarte, foarte superb. Probabil mulți dintre voi îl știți, dar acest joc este cu un mic update față de ce era acum... să volumul frumos pentru a nu primi copyright, pentru că cum se oferă copyright-ul acum, nici nu mai vine să postezi în fine. Asta e chestii de pentru cei care știu care postează pe YouTube, că poți primi copyright-ul acum foarte, foarte simplu. În fine, băieți, revenim la uile noastre, iată un mod de FIFA 20, mod FIFA 14 sau FIFA 14, mod FIFA 20, nici nu știu exact cum să le mai spun, dar... Faza este că acesta este un mod foarte, foarte tare. Iată cât de bine arată și cât de mult se poate actualiza acest joc cu timpul cu timpul ce trece mai vine câte un fel de casete noi de joc foarte foarte multe chestii e adăugate în acest joc mă refer ca la baza tehnică la faza cu grafica acum încă nu știu pentru că nu am jucat acest joc doar l-am văzut și am zis bă clar trebuie postat acest joc trebuie filmată acest joc a ieșit în mod normal de acum 3 săptămâni îl știți cu toții dar în ele se află o mică update mi l-a trimis cineva în privat un bea din străinătate, și am zis că da, trebuie să-l postez, deoarece am văzut foarte multe uh, poze din uh, acesta. Iată, aici ne vedem că ne putem deschide o nouă carieră dacă dăm pe jucătorul acesta cu uh, de la Borussia Dortmund. Nu, o carieră ne putem deschide uh, o carieră bineînțeles atât Manchester United, Manchester City, Liverpool uh, Leicester City, Everton etc. Dar dacă ieșim din campionat vedem că avem mai multe campionate aici. Sunt curioși dacă avem ceva din România de prin țară uh, ok ar trebui să avem dacă nu mă înșel ok avem Liga Cehiei pe aici, Liga Greciei uh, Liga Rusiei. Ok, prima division. Liga 1. Uh, posibil să nu avem deschis la carieră, dar din câte știu eu ar trebui să avem uh, echipele din uh, România în acest uh, joculeț. Probabil că nu le avem la carieră, dar dacă dăm aici la quick match, cu siguranță ar trebui să le avem, dar trebuie să le avem undeva și în, uh, în uh, în carieră, dar... Haideți să că căutăm campionatul aici, poate aici găsim ceva. Da, iată, Restoford, Ford. Aici ar trebui, dacă nu e aici, în altă parte, dar știu care ce ar trebui să fie. Da, iată, Astra, Giurgiu. Ok, deci Astra, Giurgiu aici. Dinamo București și ar trebui să avem și FCSB sau Steaua. În cazul meu, chiar Steaua. Și iată aici, fratele, dar cu ce, cu ce logo ar trebui să vadă și asta chiar talpană haideți să vedem ce lot avem pe aici Dăm frumos un de aici Tănase Coman, Popescu, Tănase Teixeira Momciloviș, Lare, Planici, Bărlașa Pintili Stângeu, Bărgădean, Junior, Moraj, Filip, Nedel cu lui Becniu, Rea, Kim și William Dea Morin din păcate, din câte vedem, nu prea avem loturi la zi a celor de la FCSB, dar așteptăm tot să se lanseze FIFA 20 oficial și poate după acel model s-ar putea să fie inclusă și Liga 1, Casa Pariilor, inclusă în acest joc. La Dinamo și la Astra nici nu cred că mai e nevoie să dăm, pentru că și deoarece cred că sunt cam aceleași loturi de prin 2017. Dar totuși, hai să dăm, de mai aici dăm un frumos. Bank, Matei, Moise, Bush, Mărgliac, Seto, Radunovic, Barbil, Bejan, Belo, Boșneag. Ok. Lazar, Erico, Gheorghe, Dandea, Vălceanu, Balaure și Kipirliu. Da, iată lotul astrei din 2017-2018, acel sezon. Haideți băieți și prin străinătate. Luăm așa Manchester City. De mai aici. Aguero, Sterling, Rodrigo, Bernardo, Fernandino, Laporte, Stone, Stones, Walker, Cancelo, Ederson. Fernandinho îmi place mult de la această echipă Dar nu mai vorbim și de Sterling Cu Naguero, The Bride Mai ales e preferatul meu din Premier League După Salah, bineînțeles Ok, deci mare loc Nu avem ce prezenta decât să ne jucăm La acest joc Abia să punem așa S-au mai făcut unele transferuri Din străinătate față de Cera Acum două săptămâni UEFA Champions League, sunt curios ce avem aici A, nu turnament. Dar totuși nu aș încerca că mi să nu mă da, să nu mă dea afară din joc. Și plus de asta sunt doar campionate din Argentina, nimic mai mult. Ok, băiețate, să mai prezentăm ceva echipe Manchester United. Iată, noul echipament. FIFA 20 este deja gata de lansare, deci mare lucru, nu mai avem ce aștepta, fraților. Rashford, Lingard, Pogba, Fred, Matic, Suau, Maguire, de hea, sunt curios dacă avem ceva aici, Valencia, Bailey. Hmm. Imediat. Smalling. Nu, 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 căutam ceva, un transfer, dar nu este. Everton, să vedem dacă este ceva pe la Everton Deci v-aș să apăsați butonul de like Să strângem acolo cât mai multe like-uri Am pretenție de a strânge 200 de like-uri La acest episod Dacă vreți să revin și să postez în continuare Jocuri mult mai tare Acesta a fost doar un joc de revenire Să știți că am revenit pe YouTube uh, uh, Și da Ok, Chelsea Îmi plăcea mult tare echipa asta Când eram mic undeva prin uh, 2010-2011 îmi plăcea foarte, foarte mult, sau 2013 undeva pe acolo. Știu că am întâlnit o steaua atunci în meciul nebun de pe Arena Națională. Am întâlnit o în optimile UEFA Europa League pe Chelsea și când a bătut o steaua de atunci nu și mie mi-a plăcut Chelsea. Dar acum am mai crescut, lucrurile stau diferit. În fine, Arsenal, West Ham, Watford, Tottenham, și tot te îmi place acum. Haideți băieți tot să dăm și drumul unui meci. Voi alege Barcelona. Împotriva cui vom juca vom vedea imediat. Ne gândim. Barcelona clar cu siguranță potriva Liverpool. Vreau un Barcelona Liverpool. Ok, dăm aici frumos la un squad. Squad aici. Suarez, Griezmann, Messi. Cred că acesta ar putea fi atacul. Dar nu înțeleg de ce l-am atât de puțin pe Messi ca overall. Iată un mare bag al jocului aici doar 88, merita totuși 92, 93, dar de păcate vedem că avem doar uh, 88. Grizzman uh, Griezmann, cred că ar fi mai ok așa, Arthur de Jong, S uh, Sergio Busquets, George Alva, Piqué, Sergio Roberto, Stegen, Lenglet. Ok, vreau să voi puțin pe aici. Rakitic, am avea nevoie de un rachitiș, dar unde să-l băgăm? un locul lui Artur aici, da. Cred că cam asta stă treaba. Haideți băieți să dăm un meci drumul și să vedem care este treaba pe aici. Nu am mai filmat de mult timp, de mult timp, de 3 săptămâni și mă bălbă, nici nu știu să mai vorbesc că, ca filmare. Ok, din păcate am numit o vreme care plouă. Iată, noile echipamente făcute frumos. Iată, vedem că avem fețe bune, fețe actualizate. Uh, ok, grafica arată chiar superb. Nu, nu am ce comenta la grafică, iată. Da, ca grafică, nu am ce comenta, frate. Totul, singurul lucru care nu-mi place din acest... Uh, din acest joc, cred că apare a fi gazonul. Este mult închis, mult prea verde închis la culoare. Și acest lucru, sincer să fiu, nu prea uh, mi-ar place. Ok, iată, să lac... Bă, deci asta cu fețele este chiar de nota 10, grafica este una superbă, dar gazonul, sincer să fiu, nu prea îmi place, frate. Ok, recuperăm balonul, rachitici. Pentru Messi, care are, din păcate, overall doar 88, să vedem dacă poate trece de un jucător. Iată, foarte lent, Messi. Messi. A încercat acolo pentru De Jong, dar recuperează englezii de la jumătate terenului și iată un pericol mare, mare de tot, Lenglet este acolo, dar nimic. Mohasa, Mohamed Sarac bloquează George de Alba. este blocat și îl da, recuperăm din nou foarte repede. soare blocată două doua iată pe soare Cât de mult s-a încurcat acolo. Deja băieța acesta pare a fi jocul, dacă nu l-ați avut până acum. Voi invit să-l descărcați cu mare drag. Acesta este un joc mai mult de revenire, nu că am vrut eu să postez sau ceva. Un joc de revenire și l-am ales pe acesta cu voi a fost Mihaiță, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, toate cele bune, papa. Pa.